Taxa specială de turism, venită în sprijinul promovării și valorificării turismului Iașului, va fi introdusă în 2017 și pusă în aplicare începând cu anul 2018. Aceasta va reprezenta 0,75% din veniturile înregistrate din orice activitate legată de turism, venituri care vor fi folosite doar pentru promovarea orașului. Pentru Iași, orașul celor 7 coline, se va pune în aplicare începând cu anul 2018 o taxă specială de turism. Astfel, o parte din veniturile înregistrate din activitățile de turism se vor întoarce tocmai în promovarea acestui domeniu. Primarul Mihai Chirica estimează că astfel va fi colectată o sumă de 150.000 de euro pe an. Pe perioada anului 2017, municipiul Iași și-a luat obligația elaborării strategiei de turism a municipiului și județului Iași, astfel încât toate proiectele ce se vor implementa pe această taxă specială să meargă pe o strategie pe termen lung. De asemenea, s-a propus constituirea unui comitet executiv de turism care va dirija zonele de publicitate. Va fi compus din persoane delegate de asociații, între 7 și 9 persoane, iar de la noi, de la municipiul Iași, maxim 2 persoane care să asigure secretariat. O astfel de taxă este implementată deja în municipiul Oradea. Aici, aceasta reprezintă 2% din cazările operatorilor de turism.